Bun regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună la studiul Cuvântului Lui Dumnezeu. Studiul de astăzi este unul deosebit, pentru că ne vorbește despre imaginea Mântuitorului nostru în capitolele 50, 52 și 53 din Cartea Isaia. Alături de mine se află pastorul George Șchiopu, capelanul Universității Adventus. Bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitația! Și Andrei Sisu, student în anul 3 la Teologia Pastorală. Mă bucur că ești cu noi! De asemenea, mă bucur și eu să fiu împreună cu voi! Aș vrea să încep prin a citi câteva versete din capitolul 50 și aș vrea să vă invit după aceea, domnule pastor, să le comentați și să vedem ce putem descoperi despre caracterul Domnului Hristos de aici. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Ce putem învăța din aceste versete despre caracterul și misiunea Domnului Iisus Hristos? În primul rând, m-am întrebat dacă versetele acestea au efectiv legătură cu viața a profetului Isaia. Și cred că, pe undeva, experiența lui Isaia l-a ajutat să pătrundă mai adânc în misiunea celui care avea să vină să mântuiască pe oameni. Aici vedem cum Domnul Iisus Hristos este un înlocuitor al omului, atât din punct de vedere al ascultării de Dumnezeu, cât și din punct de vedere al jertfei pentru păcat. În momentul în care se vorbește despre faptul că ascultă ca un ucenic, unul care este familiarizat cu Evangheliile, se gândește la cuvintele Domnului Iisus care spun: eu am venit să fac voia Tatălui meu. De asemenea, se gândește la alte ocazii în care încă dis de dimineață sau noaptea întreagă el o petrecea înaintea Tatălui pentru a descoperi planul zilei următoare, pentru a împlini voia lui Dumnezeu și în felul acesta pentru a fi o binecuvântare pentru oameni. Deci găsim aici câmpee din misiunea Domnului Hristos, prin vorbirea lui vindeca sufletele oamenilor, găsim aici câmpee din misiunea sa locuitoare și mă refer aici la nevoia de a se găsi pe pământul acesta un om care să asculte Dumnezeu pe deplin și singurul care a ascultat pe deplin este el. Și de asemenea ne gândim la nevoia înlocuitoare în moarte pentru scumpărarea omului din păcat. Elementele acestea sunt foarte frumos surprinse, ca și când Isaia efectiv a asistat la momentul supliciului Domnului Hristos. Momentele de batjocură, momentele de lovire, momentele în care a fost disprețuit, sunt foarte bine surprinse de acest om al lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că unii s-au îndoit atât de mult că Isaia ar fi scris cu sute de ani înainte de întâmplarea lucrurilor, ar fi fost prea bătător la ochi. Dar oricât ar încerca să armonizeze teoriile lor cu faptul că de fapt este un al doilea Isaia, chiar al treilea Isaia, asta s-a întâmplat după începutul mileniului, primului mileniu, deci după anul 1. Așa că chiar dacă s-ar fi scris cineva cu 2 ani, cu 3 ani, cu 30 de ani înainte, tot n-ar fi descris atât de acurat ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în partea finală a vieții sale pe pământ. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să te întreb pe tine acum, Andrei, cum te ajută aceste versete și profilul acesta al Domnului Iisus în momentele în care simți că oamenii îți calcă în picioare onoarea sau pur și simplu nu te tratează cu demnitatea normală unui copil al lui Dumnezeu și în ce fel ar putea să ne ajute, să ne inspire aceste versete în astfel de situații pe fiecare dintre noi? Este într-adevăr fascinant modul în care Domnul Hristos, împăratul împăraților, regele regilor, s-a lăsat pe sine batjocorit, scuipat și pălmuit
de niște creaturi, de niște ființe pe care el însuși le-a creat. A fost într-adevăr o încălcare a onoarei sale la care el a răspuns într-un mod foarte, foarte special. Un mod la care nouă ne vine foarte greu să ne raportăm. Și îmi vine în minte o întâmplare atunci când tatăl meu era copil și era întrebat ce vrea să devină când va deveni mare. El răspundea întotdeauna: vreau să fiu pastor ca fratele Chelbegean. Și crescând am tot auzit povestiri despre faimosul pastor Chelbegean, până când mi-a căzut în mână cartea lui și am citit câteva dintre experiențele prin care dumnealui a trecut de-a lungul vieții. Și m-a marcat o frază pe care el o rostea întotdeauna când onoarea era călcată în picioare. El spunea în felul următor: bine, fraților. Bine, fraților. Atunci când a fost dat afară de la institut pentru că nu dorea să colaboreze cu securitatea, a zis: bine, fraților. Atunci când nu a fost primit la institut din nou, a zis: bine, fraților. Când a fost dat afară din pastorație, a zis la fel, și la fel a spus și atunci când a fost închis sau a fost chemat pentru audieri la securitate. Adică dacă Iisus a făcut lucrul ăsta și era Dumnezeu, ce pot să mai spun eu? Exact. Domnule pastor, aș vrea să vorbim despre felul în care Isaia își dezvoltă acest portret al Domnului Iisus, își dezvoltă desenul, dacă vreți, linie după linie, capitol după capitol, până la culminarea din capitolul 53, portretul acela extrem de detaliat, de complex, și felul în care sunt descrise etapele vieții Domnului Iisus în capitolele cărții Isaia. Aș vrea să spun că nu doar pentru faptul că Isaia vorbește despre elemente găsite în Evanghelii, cartea aceasta este numită, sau Isaia este numit Evanghelistul Vechiului Testament, ci cartea în sine are forma unei Evanghelii. Și dacă citim cu atenție, o să ne uităm că în prima parte a ei, înainte de centrul care este istoric, se vorbește foarte mult despre venirea lui Emanuel, venirea lui Mesia, despre nașterea lui Mesia, da? Facem aminte de Isaia capitolul 7, Isaia capitolul 9, Isaia capitolul 11, iar în partea a doua a cărții se vorbește despre misiunea Domnului Hristos și despre moartea Domnului Hristos, exact după tiparul pe care îl găsim în Evanghelie. În prima parte se vorbește despre cine este cel care avea să vină, Emanuel, da? Dumnezeu cu noi, și apoi imediat Matei spune: uite, ce s-a spus în Isaia s-a împlinit acum, îl vor numi Emanuel. Pe urmă se vorbește despre faptul că va veni pe linia aceasta a lui David. Ne aducem aminte de Isaia 11:1, lăstarul lui Isai. Da? De asemenea se vorbește despre locul unde va face lucrarea, de unde va începe lucrarea, partea de nord a Israelului. Neftali, Zabulon, Galileea Neamurilor, care va fi pătrunsă de o mare lumină în tunelicul acela dens, în care se părea că nu mai este speranță, a apărut dintr-o dată lumină. Deci, lucrurile acestea, numai în mod providențial, numai cineva care le cunoaște dinainte și este stăpân asupra timpului, poate să le spună dinainte cu atâta curatețe, astfel încât nimeni să nu se îndoiască vreodată de măreția Dumnezeului nostru. Practic, versetele din Isaia 50 despre care am vorbit, înainte de a vorbi despre misiunea Domnului Hristos, se vorbește despre măreția sa și despre măreția și puterea lucrării sale. Iar Dumnezeul acesta mare alege într-o zi ca în măreția lui să vină, să ia hainele umane, să umble printre oameni și în felul acesta să stea departe de fața Tatălui, ca oamenii să poată să ajungă în fața lui Dumnezeu într-o zi. Tocmai viziunea aceasta a despărțirii de Dumnezeu prin păcat este surprins aici, dar în mod invers. Domnul Iisus Hristos ne ajută să ne întoarcem, să reparăm relația noastră prin El cu Tatăl. Mergem la capitolele 52 și 53 din Isaia, care vorbesc despre suferința robului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb, Andrei, de ce a fost necesar să se întâmple lucrurile acestea? De ce a fost necesar ca Iisus să treacă pe aici și nu a putut să vină direct în glorie, așa cum se prezintă în alte pasaje, și să-și ia împărăția în primire?
Încă din momentul în care păcatul a intrat în lumea aceasta, încă din momentul în care primul cuplu a căzut în păcat, e vorba de Adam și Eva, s-a declarat că păcatul aduce cu sine consecințe. Și după cum știm cu toții, plata păcatului este moartea. Așadar, omul era condamnat la moarte și nu la orice moarte, nu la moartea aceasta de care a tot avut parte omul în istoria sa de la începuturile sale până acum, ci la o moarte veșnică. Ei bine, pentru a preîntâmpina acest lucru, pentru a demonstra omenirii cât de mult o iubește, Dumnezeu împreună cu Iisus Hristos și Duhul Sfânt au pus la cale planul mântuirii, prin care Iisus Hristos într-adevăr a ales să sufere pedeapsa pe care omul trebuia să o sufere. A ales să vină pe pământul acesta, să se întrupeze, să calce pe praful din Ierusalimul de mult și într-un final să sufere și să moară, astfel ca noi, la rândul nostru, să putem fi salvați prin jertfa lui. Îmi vine în minte o altă ilustrație, este vorba despre un profesor care la un moment dat vine în clasă, într-o clasă pe care nu o știa, o clasă nouă, era dirigintele acelei clase și îi întreabă: băieți, aveți ceva reguli pe care vreți să le stabilim cu toții? Era vorba despre o clasă mai problematică, cunoscut lucrul acesta fiind între profesori. Și elevii, văzând că profesorul îi lasă pe ei să decidă regulile, au ales să enumere câteva și au spus că dacă cineva scuipă pe jos, e obligat să facă curat în clasă pe tot parcursul săptămânii. Dacă cineva copiază, este obligat să facă temele tuturor pe tot parcursul săptămânii. Dacă cineva fură, este obligat să primească 15 lovituri de nuia pe spate. Au trecut o săptămână, două, după care, la un moment dat, după ce profesorul a venit în clasă și s-a sunat, s-a auzit o voce groasă din spate care a întrebat: cine mi-a furat mâncarea? Era vorba despre Big John, cel mai înalt și cel mai robust băiat din clasă, căruia îi fusese furată într-adevăr mâncarea. Ca să scurtez povestirea, profesorul anchetează clasa și într-un final se ridică din spate un băiețel subțirel, Timothy, care vine în clasă și își dă tricoul jos pentru a-și accepta pedeapsa. Profesorul povestește cum rămâne șocat de faptul că i se vedeau coastele de la foame și de la sărăcie, moment în care se pregătește să ridice nuiaua și aude din nou aceeași voce groasă din spate care întreabă: domnule profesor, se poate să primească altcineva pedeapsa în locul lui? Big John se ridică, merge la catedră și primește într-adevăr cele 15 nuiele în locul lui Timothy. E o ilustrație care rezumă la nivel foarte micro ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Și presupun că a fost un moment pe care nu l-au putut uita. Cu siguranță, cu siguranță. Sigur, a schimbat dinamica de la momentul respectiv până la sfârșitul anului și multă vreme după aceea. Mergând, spuneam, la aceste două capitole, 52 și 53, vreau să citesc o expresie din versetul 10. Spune aici că Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Care este această jertfă pentru păcat și ce efecte a avut ea în plan cosmic din perspectiva Marii Lupte și din perspectiva prețului care trebuia plătit pentru noi? Aici cred că trebuie să avem, pentru a înțelege mai bine, trebuie să avem foarte bine în minte elementele slujbei de la sanctuar. Și mă refer aici la Cartea Exodului și în mod special la Cartea Leviticului, care ni se vorbește despre mai multe tipuri de jertfe, printre care și jertfa pentru păcat sau jertfa pentru vină. În momentul în care cineva în mod voit comitea o greșeală, un păcat, trebuia să restituie lucrul respectiv. De exemplu, fura ceva, trebuia să dea înapoi. Dacă fura un bou, trebuia să dea înapoi 5 boi. Dacă fura o oaie, trebuia să dea înapoi 4 oi. Deci trebuia să dea înapoi lucrul respectiv, dar de asemenea trebuia să aducă și o jertfă pentru vina lui, ca în felul acesta să fie iertarea sigură. Din punctul acesta de vedere, ne dăm seama cât de groaznic este păcatul. Adică cineva egal cu Dumnezeu, doar cineva egal cu Dumnezeu, putea să plătească distanța aceasta mare pe care păcatul a creat-o între noi și el. Și de asemenea,
Vedem aici că păcatul costă. Și că prin moartea Domnului Iisus Hristos, orice pământean, indiferent de ce a făcut în viață, poate să primească iertarea lui Dumnezeu. Cine va plăti prețul pentru el? Harul este gratuit, spunem noi, dar nu este ieftin. Da? Domnul vrea să facă darul acesta al iertării pentru oricine, dar asta înseamnă că trebuie să primească și pe dătător. Și când Iisus Hristos este declarat mântuitor și domn personal, trebuie să fim convinși că, pe de o parte, acceptăm prețul pe care l-a plătit el pentru noi, iar pe de altă parte, trebuie să acceptăm domnia lui în viața noastră. Ceea ce el făcea când era pe pământ și spunea, voia mea este să fac voia celui ce m-a trimis, atunci și cel care l-acceptă pe Iisus Hristos ca domn trebuie să spună, voia mea este voia mântuitorului meu. La nivelul acesta trebuie să se ajungă. Dar este o veste bună aici, și anume, oricine a păcătuit, orice ai făcut, fii sigur că Iisus Hristos a venit și a plătit un preț pentru acest lucru. Poți să fii liber, poți să începi de la capăt, viața lui a pus-o în dreptul vieții tale. De aceea, în Evrei se spune mai târziu, capitolul 10, versetul 29, cum vom scăpa noi de o mântuire atât de mare și mai ales cum vor scăpa aceia care au călcat în picioare pe Iisus Hristos. Practic, cam așa văd, la judecată va fi o chestiune de genul acesta. Dumnezeu Tatăl va întreba pe fiecare pământean în parte, ce ai făcut cu fiul meu? Ce ai făcut cu viața fiului meu? Am înțeles, tata n-ai avut grijă, dar ți-am trimis pe fiul meu ca să își dea viața lui pentru tine. Ce ai făcut cu viața lui? Și în momentul în care, să zicem că noi suntem limitați, da? Și viața noastră nu are valoare, cel puțin în lumea aceasta a păcatului, nu mai valorizăm, nu mai prețuim lucrurile la adevărata lor valoare. Dar când vorbim despre viața Domnului Hristos, înseamnă, și nu primim jertfa Lui pentru noi, înseamnă că ne socotim ceva ce este infinit ca valoare. Dar când prețuim acest lucru, noi înșine devenim valoroși, pentru că Hristos, care ne-a creat, a murit pentru noi. Mulțumesc tare mult! Aș vrea să ne aplicăm asupra acestui tablou, care este atât de detaliat și atât de specific, încât, așa cum amintați la un moment dat, oamenii au fost uimiți și au spus nu se poate să fi fost scris înainte ca lucrurile acestea să se întâmple. Și tocmai pentru că este atât de detaliat, a fost interzis să fie studiat de către rabinii evrei după ce Iisus a murit. Nimeni nu are voie să studieze acest capitol 53 din Isaia. Și vreau să vă invit să subliniez de aici versetele care vi se par cele mai interesante, cele mai de suflet, care vă vorbesc cu cea mai mare putere din acest capitol. Te rog, Andrei. Da, este unul dintre cele mai frumoase capitole ce s-au scris în Biblie. Sunt subiectiv atunci când spun acest lucru. Pe mine personal, cel mai mult mă impresionează versetele 4 și 5. O să citesc din ele. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Este promisiunea unei iertări și mai mult decât atât, promisiunea unei salvări. Este promisiunea că prin jertfa Lui, prin suferințele Lui, prin acele urme de cuie pe care Domnul Hristos le are în palmele sale, eu și cu tine și împreună cu fratele capelan și noi toți putem avea parte de o viață veșnică. Tot ceea ce trebuie să facem este să-L acceptăm și să-L iubim pe Cel care ne-a oferit această viață veșnică. Și ce altă răsplată mai frumoasă putem avea decât o veșnicie întreagă împreună cu acela pe care îl iubim? În Sfânta Scriptură este textul de aur. Din punctul meu de vedere, eu am trecut 16, din punctul meu de vedere, capitolul acesta este capitolul de aur. Tot capitolul este plin de semnificație, surprinde foarte mult smerenia, umilința Domnului Hristos, lucrarea Lui, în mod special se concentrează pe partea finală. Însă aș vrea să mă opresc totuși la primul verset. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Motamo, din limba ebraică, prima întrebare este aceasta. Cine a crezut solia, mesajul nostru, sau cine a crezut Evanghelia noastră? Și m-am întrebat ce înseamnă aceasta a noastră, acest pronume personal la
la plural. Și mi-am adus aminte de Isaia 6. Cine va merge pentru noi? Că Isaia avea să transmită mesajul Dumnezeiei. Și aici, atunci mi-am dat seama că aici era implicată Trinitatea în vestirea Evangheliei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în vestirea Evangheliei și cumva întrupat mesajul acesta în persoana Domnului Hristos. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și vă aduceți aminte probabil începutul Evangheliilor, spune că Ierusalimul a înlemnit, s-a cutremurat, Irod s-a cutremurat. Le era frică să nu cumva să vină un altul care să le ia locul sau știau pe Irod cine este. Dar îngerii din ceruri au rămas fără cuvinte, văzând maestatea cerului, luând chip de copil neajutorat. Îngerii răi și în frunte cu cel rău, cu Satan, s-au cutremurat văzându-l pe cel care conducea universul ca un prunc neajutorat. Iar acum, pământenii, 30 și ceva de ani de zile, stau aproape, cu mici excepții, stau fără nicio grijă, neștiind că pe pământul lor umblă însuși Dumnezeu. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a crezut Evanghelia lui Dumnezeu? Imaginea aceasta ar trebui să o vedem și astăzi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt implicați în lucrarea de vestire a Evangheliei. Și cât de bine ar fi ca noi înșine să fim mijloacele folosite de Dumnezeu în vestirea acestei Evanghelii. Este apoi finalul, mă uit la final. Știți că este lupta din Ghețemani, când Domnul Iisus trebuie să aleagă, este mare tensiune, să se despartă de Tatăl pe care îl iubea din veșnicie și de care era legat din veșnicie, ca să moară pentru dușmanul lui de moarte, pe care îl iubea, deci două iubiri. Și alege, până la urmă, folosesc o expresie, să plonjeze în abis. Dar de ce a ales asta? Pentru că va vedea rodul muncii sufletului său. A văzut dincolo de sacrificiu, la ziua aceea când împreună o să fim alături de el. Unul din lucrurile care îl face pe păcat să fie atât de păcătos și atât de urât este faptul că ne rupe în sensul în care trebuie să alegem între ceea ce iubim. Și păcatul te pune să faci lucrul ăsta, de exemplu, atunci când ai o situație de abuz. Dumnezeu iubește și pe abuzator și pe victimă, dar este și drept. Și atunci trebuie să iubești în primul rând pe victimă, să o scoți de acolo și abia apoi te îndrești asupra abuzatorului să vezi dacă îl poți recupera. Sau este ispita, este Dumnezeu, trebuie să alegi, iubești ispita. În lumea perfectă, iubirea este monodirecțională. Și nu ai de făcut astfel de alegeri, dar păcatul a făcut lucrul acesta și l-a pus pe Iisus în situația aceasta despre care vorbiți. Scuză-mă, aș vrea să ne gândim la ce înseamnă rugăciunea și a Domnului Iisus, Tată iartă că nu știu ce fac, dar și rugăciunea lui Ștefan mai târziu, pentru că el este om, doar om Ștefan, Tată iartă că nu știu ce fac, preia rugăciunea Domnului Hristos și înțelegem ce înseamnă Matei 5:48, voi fi dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Când omul, care este din fire înclinat spre egoism, ajunge la nivelul acesta, aceasta înseamnă reprezentarea chipului lui Hristos în lumea noastră. Și Domnul Iisus s-a bucurat că într-o zi o să vadă oameni care să reprezinte chipul său în lumea aceasta. Aș vrea să vorbim despre răsplata pe care în cele din urmă o primește robul Domnului Iisus Hristos, pentru că am tot vorbit despre suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și e foarte bine că le contemplăm și ne gândim la ele, dar lucrurile nu se termină aici. Există un obiectiv și acel obiectiv este atins și merită să fi fost acest sacrificiu. Iar versetul 11 spune că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, va lua asupra lor povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari,
pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Aș vrea să te întreb pe tine, Andrei, cum înțelegi lucrul acesta? Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Care a fost scopul pentru care Domnul Hristos a murit, altul decât acela de a ne salva pe noi și de a fi împreună cu El pentru o veșnicie? Atunci când eram mic și tatăl meu era plecat de acasă, așteptam întotdeauna seara pentru a fi atât împreună cu el, cât și împreună cu mama mea. Va ajunge sau va fi o perioadă în istoria universului acestuia în care Iisus Hristos, acela care iubește pe toți, va fi împreună cu majoritatea dintre cei pe care îi iubește, atât alături de Tatăl, cât și alături de îngeri, cât și alături de cei care l-au ales pe ei. Cred că asta va fi răsplata cea mai mare și cea mai profundă de care va avea parte. Adică planul de mântuire a reușit pentru că a unit înapoi toate relațiile exact, rupte. Exact. În afară de cei care nu au dorit să participe. E alegerea fiecăruia. Suntem pe final de emisiune și aș vrea să vă rog pe amândoi să lăsați o idee cu care rămâneți după acest studiu, ascultătorilor noștri, o idee care să îi ajute în umblarea lor cu Dumnezeu de săptămâna viitoare și de acum încolo. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aș spune, prin cunoașterea lui, cred că aici trebuie să fim interesați cel mai mult să investim în relația cu Mântuitorul nostru. De cele mai multe ori suntem descurajați. Uneori poate înclinăm să intrăm chiar în depresie când ne uităm la urâțenia caracterului nostru sau la obiceiurile noastre, la lucrurile urâte la noi. Când eram adolescent, era un titlu al unui articol, Acolo unde nu se dă lupta. Și mi-a rămas în minte acest lucru și m-a urmărit de-a lungul vieții. Și cred că ar trebui să înțelegem că nu avem de luptat noi în puterile noastre cu păcatul sau cu răul din noi. Că nu putem să facem asta. A fost nevoie de cineva care să fie egal cu Dumnezeu ca să biruie răul. Noi trebuie să luptăm întotdeauna să nu fie nimic între mine și Hristos. Să luptăm întotdeauna să-L cunoaștem pe Hristos. Să ne ascundem în Hristos. Aici este siguranța noastră. Aici este mântuirea noastră. Aici este viitorul nostru. Și când El este prietenul nostru, atunci toate celelalte lucruri le vom face din motivații curate, cu intenții bune și vom avea o direcție pe care Duhul Sfânt ne-o hrănește în inimă. Aflăm față în față cu o călătorie pe care putem să o facem sau putem să nu o facem. Certitudinea este că biletul a fost plătit și a fost plătit cu un preț foarte, foarte mare și trenul este în gară. Depinde de noi dacă alegem să ne urcăm în el, să ne încredem în șeful de gară care a plătit prețul biletului pentru noi sau nu. Mi-ai dat o idee foarte frumoasă. El ne-a acordat atâta încredere încât a venit din cer ca să moară pentru noi. Noi de ce să ne acordăm toată încrederea noastră? Mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, acesta este Dumnezeul nostru, Cel care a promis că va veni, a venit și a promis că se va întoarce. Așa că avem toate motivele să-L credem pe cuvânt. El a făcut totul, a făcut tot ce ținea de El ca să fie din nou împreună cu noi. A făcut tot ce ținea de El ca să așeze un pod peste această prăpastie care ne desparte de El și depinde doar de noi, depinde de alegerea noastră de fiecare zi, dacă ne dorim să răspundem dragostei Lui și să fim din nou împreună cu Dumnezeul nostru. Vă încurajez să studiați aceste capitole cu rugăciune și să rugați pe Dumnezeu să vă vorbească prin aceste versete și mă rog ca fiecare dintre noi să aleagă să fie cu Dumnezeu. Până data viitoare, rămâne studenți ai Cuvântului!